Salutare tuturor, sunt Adin de la Rabonsai și astăzi vreau să vă arăt împreună cu asistentul meu cum se pregătește un vas de bonsai pentru o replantare cât mai eficientă. Acesta este vasul nostru de bonsai. Avem o singură gaură. Și vom începe prin a suplimenta această gaură pentru că ne va fi mai ușor să legăm cu sârme copacul de ghiveci cu un burghiu de ceramică. Am aici puțină apă caldă, un pic de detergent de vase, un pic de oțet, amestecăm. Vasul nostru găurit. Se poate lăsa la muiat, eu nu îl voi lăsa mult deoarece e destul de curat. Dacă avem vase folosite pe care avem depuneri de calcar mai serioase, îl putem lăsa mai mult. De asemenea, mai putem folosi. Eu am aici două perii, una de metal și una de plastic, cu care putem freca bine vasul. Haideți să încercăm să evidențiem. Voi folosi peria de metal, mai ales pe partea nesmălțuită. Acest mix de apă, oțet și săpun este un mix foarte bun pentru a curăța foarte multe lucruri. Nu voi insista foarte mult, după cum am spus, vasul meu este destul de curat. Nu cred că l-am folosit. Îl spălăm bine și pe partea smălțuită. Dacă este, după cum am spus, mult mai murdar și cu depună de calcar, putem să lăsăm câteva ore la muiat ca să îl curățăm cât mai ușor, să ne chinuim. De asemenea, acesta este un vas de bonsai destul de ieftin. Nu este foarte calitativ. De aceea a trebuit să-l găuresc eu. Dacă, bineînțeles, dacă vă cumpărați vase de bonsai
calitative, puteți sări peste pasul cu găuritul. Aș fi putut să folosesc singura gaură pentru a lega copacul de ghiveci, dar e mai bine așa. E mai bine, mai elegant. Ok, păi mă duc să-i dau o clătire cu apă și ne revedem. Am aici niște sârmă pentru bonsai, niște meșe și vasul nostru. Și vom începe prin a tăia bucățică de meșe pentru a acoperi gaura de scurgere. Ok. O bucățică de sârmă cu care vom fixa gaura pentru meșe. Meșa pentru gaură, scuze. Aici putem face două urechiușe ceva de genul acesta, ia să vedem cât de bine se vede. Haideți să mai apropiem un pic. Ok. Pe care le voi îndoi în jos. Da? Le adaptăm la dimensiunea găurii și pe care le vom înfige prin meșă. Ideea e ca urechile să prindă buza găurii. Așa. Și le îndoim aici în spate. Avem grijă ca sârma să nu fie mai groasă decât buza, decât picioarele vasului. Aici am un vas cu picioarele foarte mici. Bun. Urmează să tăiem sârma pentru găurile de legare. Una. Cred că am tăiat un pic în lungă. O să tăiem un pic mai scurtă pe asta. Două. Hop. Și legăm un X. Le îndoim în mod egal, în formă de U, pe lățimea între găuri și venim prin spate. Îndreptăm și îndoim în față. La fel și cu cea de-a doua. Întindem bine. Opa. Acesta este vasul nostru, pregătit pentru replantare. Găuri de scurgere,
găuri de pentru sârmă. V-am spus, dacă cumpărați un vas de bonsai de calitate, nu va trebui să faceți acest lucru. Va veni gata cu deja cu găurile date. Nu mai rămâne decât să vă urez replantări fericite. Cam atât pentru astăzi. De la Rabonsai sunt Adin și până data viitoare, numai bine!